Bună dimineața și bun găsit la Horoscop! Berbec, aveți succes în activitățile comerciale și sunt favorizate investițiile pentru cămin. Vă sfătuim să evitați discuțiile în contradictoriu cu un membru mai în vârstă al familiei care nu este de acord cu ideile dumneavoastră. Taur, s-ar putea să plecați într-o delegație anunțată în ultimul moment. Cu toate că apar dificultăți, reușiți să vă descurcați foarte bine și să rezolvați toate problemele. Este posibil ca relațiile sentimentale să fie tensionate în partea a doua zile din cauza schimbării programului. Gemeni, sunteți plini de energie și ideile dumneavoastră sunt apreciate de anturaj. Dacă sunteți invitat într-o excursie, profitați de ocazie. Chiar dacă trebuie să cheltuiți mai mult decât v-ați gândit, merită să vă relaxați. Rac, colaborarea cu un partener de afaceri începe să dea roade odată cu finalizarea cu succes a unei activități importante. Relațiile sentimentale ar putea avea de suferit în partea a doua zile. Nu este cazul să vă îngrijorați, o rudă vă ajută să treceți cu ușurință peste acest moment. Acordați mai mult timp odihnei și activităților casnice. Leu, se pare că aveți dificultăți materiale, dar aveți un randament excelent în activitățile intelectuale. Este o zi favorabilă studiului, proiectelor de viitor, comunicării, dar și relațiilor de prietenie. După amiază, ar fi bine să vă ocupați de problemele tinerilor din familie. Puteți să vă bazați pe intuiție. Fecioară, aveți multe probleme de rezolvat și ar fi bine să vă organizați cât mai riguros ca să nu vă consumați energia inutil. Deși sunteți o fire practică și astăzi aveți un randament bun, vă sfătuim să nu refuzați ajutorul care vi se oferă. În partea a doua zile primiți o sumă importantă de bani de la o rudă mai în vârstă. Balanță, sunteți încrezător în forțele proprii și plin de energie. Puteți avea mari satisfacții pe plan intelectual și social. Relațiile sentimentale decurg excelent. Vă sfătuim însă să acordați mai multă atenție celor vârstnici din familie. Scorpion, vă simțiți plin de energie și în stare de mari eforturi fizice. Vă sfătuim să nu vă supraestimați capacitatea de efort pentru că riscați să aveți probleme de sănătate. În partea a doua zile s-ar putea să fiți invitat la o petrecere. Evitați discuțiile în contradictoriu cu partenerul de viață. Săgetător, puneți suflet în tot ce faceți și sunteți hotărâți să terminați tot ce ați început. Sunt favorizate câștigurile financiare și puteți să vă afirmați în societate. În relațiile cu partenerul de viață aveți parte de armonie și bună înțelegere. Vă sfătuim să fiți cumpătat. Capricorn, în prima parte a zilei vă simțiți în stare să mutați munții din loc. Nu vă supraestimați capacitatea de efort dacă vreți să nu aveți surprize neplăcute. După amiază s-ar putea să primiți musafir sau să fiți invitat la rude. Chiar dacă sunteți entuziast, lăsați-i și pe ceilalți să vorbească. Vărsător, sunteți în formă și bine dispus, iar relațiile cu cei din jur decurg fără probleme. Aveți mari șanse de reușită în toate activitățile legate de cămin și în societate. Situația financiară nu vă satisface, dar vă veți redresa curând. Seara mergeți la o petrecere unde sunteți în centrul atenției. Evitați glumele riscante. Pești, inventivitatea de care dați dovadă vă ajută mult în afaceri. Planurile în privința unor noi investiții se vor concretiza în scurt timp și vă vor aduce beneficii substanțiale. Preocupat de afaceri, aveți tendința să neglijați problemele partenerului de viață. Acestea au fost predicțiile astrale pentru astăzi. Sunt Andreea Videanu și vă doresc o zi frumoasă în continuare.